Amicalul de lux pe care Universitatea Cluj urma să-l susține la începutul lunii august în Anglia cu Valencia nu va mai avea loc. Gruparea spaniolă a anunțat că pe 6 august va susține un meci amical cu Liverpool, iar în aceste condiții nu va putea da curs invitației clujenilor. Refuzați de Inter Milano pentru meciul amical de inaugurare a stadionului Cluj Arena, fotbaliștii lui U Cluj vor trebui să-și caute un alt partener important pentru un meci de verificare în luna august. Deși și-au dat acceptul pentru meciul amical din 5 august ce urma să se dispute în Anglia, oficiale echipei spaniole Valencia au renunțat la întâlnirea cu U Cluj, iar pe 6 august va disputa un meci cu Liverpool. Oficialii Universității Cluj au demarat tratative pentru fixarea unui meci amical cu o echipă importantă din Italia, iar aceasta ar putea fi Lazio. Meciul ar urma să se dispute la începutul lunii august pe 5 sau 6, în capitala Italiei, la Roma. În altă ordine de idei, meciul din etapa a treia ligii întâi dintre Steaua București și U Cluj se va disputa pe terenul echipei din capitală. Inițial, clubul din capitală a fost sancționat cu interdicția de a organiza două partide pe teren propriu din cauza incidentelor ce au avut loc în finala cu pe României.